Nu mă așteptam, dar când am primit vestea, a rămas puțin așa, pentru că, sincer, aveam nevoie de el pe teren și ne așteptam cu drag ca el să se întoarcă pe teren, dar dacă el și cei de la club au luat decizia asta, înseamnă că e cea mai bună decizie pentru club în momentul de față și trebuie să mergem pe linia asta. Este un lucru bun faptul că el știe vestiarul? Da, este un avantaj, dar vedem ce va fi. Acum important este să ne punem la punct după aceste accidentări și vine meciul de la Sepsi și trebuie să mergem încrezători acolo pentru că n-avem ce pierde. Mai jos de atât nu poți să deduci, așa că Crezi că vor putea juca cei de la Șep și și-au amânat deja un meci astăzi? cred că sunt obligați de regulament să joace cu junior, cu ce au. Este un meci capcană, un meci cameleon, să zic așa, pentru că nu e ușor nici pentru ei, nici pentru noi.